Steaua București se impune în ultimul meci al anului prin reușita lui Vasile Buhăescu și o egalează la puncte pe FC Buzău în clasamentul Ligii Secunde. Echipa antrenată de Daniel Oprița și Fane Nofitović a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale acestui campionat în fața buzoienilor, fiind împinsă de la spate și de suporterii roșalbaștri, care au avut din nou acces pe stadion după mai bine de o lună și jumătate. A fost o presiune mare pusă de noi, pe noi, prin prisma rezultatelor anterioare și trebuia neapărat să câștigăm pentru că trebuie să fim un play-off, nu avem voie să nu fim un play-off. Cum a fost din nou cu suporterii lângă voi? Tot timpul e fantastic, mai ales când te încurajează, chiar din primul minut, când ne-am dus în pressing, i-am văzut și ei cu noi și noi am prins altă vână. Noi Steaua chiar avem suporteri și avem nevoie mare de ei. Când vorbim de suporteri, vorbim de adrenalină, vorbim de implicarea și a jucătorilor, în momentul în care te simți cu galeria în spate, n-ai cum să nu dai un randament. Mă refer fizic, pe urmă, în fiecare intervine calitatea individuală. După golul de astăzi, Vasile Buhăescu a ajuns la 5 reușite în acest sezon. Bun de cinste, Neacșu, pentru pasa de gol? Da, cinstesc, asta să fie problemă, tot timpul să dea, că îl cinstesc eu cât vrea el, nu-i problemă. Fotbaliștii Stelei au dedicat victoria de astăzi secundului lui Daniel Oprița, Fane Nofitović, care împlinește mâine vârsta de 41 de ani. Cred că ăsta e cel mai frumos cadou, când câștigă echipa și ești împlinit ca și antrenor, ca și jucătorii la fel, mă uit la ei acum, sunt foarte relaxați. Eu zic că asta a fost unul dintre cele mai buni. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Eu zic că a fost unul dintre cele mai consistente, să spunem așa, jocuri de acasă.